Ne aflăm la cavoul familiei Andrei. Este vorba despre Petre Andrei, celebru sociolog român. Se naște în zona județului Vaslui. Vine la Facultatea de Litere a Universității din Iași. Intră de tânăr ca discipul al profesorului Ioan Petrovici. Deși singur întreținător al familiei, în timpul primului război mondial alege să meargă pe front. Era deja doctorand al Universității Eșene. După venirea din război, își publică celebra teză de doctorat legată de sociologia valorii. A fost încă dinainte de primul război mondial docent al Facultății de Litere și Filozofie. A ținut cursuri de sociologie. Evident, era încă perioada în care la Iași era Dimitrie Gusti, era profesor. Însă odată cu transferarea lui Dimitrie Gusti la București în 1920, postul se eliberează și apare această posibilitate ca Petre Andrei să ocupe catedra de sociologie. Începând cu 1920, de Petru Andrei ajunge la catedră, intră în rândurile Partidului Național Țărănesc, a avut mai multe funcții importante, secretar de stat la Ministerul Industriilor, la Ministerul Învățământului, pentru că în perioada dictaturii regale 38-40 să fie chiar ministrul învățământului. Petre Andrei s-a ilustrat la Catedra de Sociologie ca unul dintre fondatorii sociologiei teoretice în spațiul românesc. Este unul dintre profesorii care a combătut foarte ferm, uneori agresiv, toate mișcările de extremă dreaptă ale studenților. Era aproape identificat ca principalul inamic, să spunem, în anumite rânduri, ca urmare a posturilor pe care le-a avut Petre Andrei la Ministerele Instrucțiunii sau la Industrie, Economie. Un personaj important din perspectiva funcțiilor pe care le-a avut de lider al Partidului Național Țărănesc în județul Vaslui. El era liderul filialei locale, dar nu a amestecat la catedră politica să spunem, cu disciplina sa, aceea de sociologie. O operă impresionantă a lăsat Petre Andrei, deși a trăit puțin, peste 70.000 de pagini de text, recuperată această operă de către fiul său, Pichi Andrei, profesor juristul care a fondat după 1990 universitatea care are ca patronim pe sociologul, pe savantul Petre Andrei. Să spunem, personalitatea lui Petre Andrei este marcată profund de momentul în care a decis efectiv să iasă din scenă. În octombrie 1940 s-a sinucis. Asupra acestui gest sunt multe lucruri de spus. Avea 4 copii în acel moment, avea o familie de întreținut, era un universitar celebru. Sinuciderea lui Petre Andrei a fost practic premeditată. El a lăsat scrisori începând cu luna iulie, moment în care a simțit că mișcarea legionară poate să atenteze la viața anumitor oameni și într-adevăr s-a întâmplat asta cu Iorga și cu cele peste 100 de personalități ucise la Jilava. În acel an 1940, a ales să nu fie niciodată umilit, știa că va fi arestat sau urma să fie anchetat, nu a dorit niciodată să fie anchetat de către cei pe care îi vedea ca niște opresori și din acest punct de vedere, scrisorile și moartea sa sunt cumva puse într-o altă lumină de această arhivă pe care familia Andrei a ales să o aducă arhivelor din Iași. Un profesor universitar prin excelență, care și-a croit singur destinul, atașat de valorile Universității din Iași, nu a ales să se transfere, cum a făcut prietenul său, Mihai Ralea. A fost ales dintre tinerii, cum a fost și Gheorghe Brăteanu în anii 20, care să aleagă o catedră la Iași și care să fie atașat de simbolul Universității de Eșene, de valorile Universității Eșene, care era practic, care atunci încerca ușor-ușor să iasă de sub tutela Bucureștiului și să asume acel profil regional de Universitatea Moldovei întregite. Deci Petre Andrei a fost alegerea Facultății de Litere pentru a ocupa această catedră de sociologie și a ilustrat-o la cel mai înalt nivel. Dovadă că posteritatea sa astăzi este una foarte importantă, iar universitatea i-a alocat un merit foarte important în rândul profesorilor care au ilustrat catedra.